creierul nu doare. Stomacul doare, inima doare, creierul țipă. Și ca să se manifeste, să țipe, țipă prin această convulsie. Și, da. Și a țipat prin convulsia respirativă. Foarte scurtă. O bunică are epilepsie, gata. Altă bine, cădere, că de nu e nimic, nu sunt noi critic, din contră, mai bine să fim panicoși, ca și la vaccin, să fim panicoși că se poate, decât să cădem în care nu facem nimic, n-are nimic. Întotdeauna zona de echilibru e cea mai bună, e și cea mai greu de obținut, că acolo când se întâmplă ceva. E problema de educație, lumea trebuie să știe. Și mai sunt, în afară de aceasta, copilajul nu-ți spune de cap, copiii nu au durere de cap. Adulții au migrene. Ce bine, da. Creierul lor este liber. Și atunci când un copil e palid, varsă și mai spune că îl și doare capul. Mami, mă doare capul. Mami, mă doare. Se preface, nu vrea să învețe. Și așa mai departe. Nu vrea la greșe. Mami, e un semn de alarmă. Câteva semne de alarmă. Dacă peste asta se mai adaugă și o tulburare de echilibru, o schimbare a privirii, să vezi dublu. Și mai departe, să imediat. Să vezi că nu urmărește un punct fix, că nu poate. Un punct fix, că nu poate. Vă dați seama ce înseamnă un copilaj de genul acesta care de bea înceapă să meargă și îl vezi întotdeauna căzând în fața... La 7 luni am avut și noi prima căzătură și a fost alarmant, dar slavă cerului, ne-am L-am avut simptomele. L-am văzut eu și v-am spus că... Problema este că neurochirurgul știe ce are de făcut și, în general, se cade în altă extremă, foarte mulți doctori, îi facem radiografie. Când e bine să facem radiografie? Tomografia? În primul rând trebuie examinat clinic copilul. Radiografia este bine să o îndepărtăm, că doar iradiem copilul. Capul nu se pune în gips, oricât am face, chiar dacă sunt oasele decalate. Dar tomografia este necesară. De altă expunere, să ne uităm că avem fetițe în față. Dacă am făcut-o, am făcut-o și cu anumite indicații. Deci toată medicina actuală spune supravegheați, monitorizați copilul, lăsați un număr de telefon, un spital adiacent. Dacă este totuși la distanță de București, mai bine facem o tomografie ca să fie și copilul, și familia, și doctorul. Pentru că poate apărea o fractură craniană pe care noi n-am putea să o traducem ca părinți, că nu ne dăm seama, deși ea ar trebui să fie vizibilă, mă gândesc. Perfect, vă gândiți bine, dar nu fractura e problema, nu că osul s-a spart, nu osul, ci este sub os. Exact. Adică ce suferă creierul și structurile cerebrale în acest lucru. De aceea tomografia se face cu indicație. Indicația este medicală. Nu că a spus o doamnă asistentă, nu că a spus chiar medicul de familie, trebuie să fie specialistul care spune că ai făcut tomografie, ai expus copilajul la raze.